Bună seara și bun găsit la Actual Regional. Anul acesta se împlinesc 20 de ani de chirurgie cardiovasculară la Iași, mai exact în luna aprilie. Alături de noi în această seară se află domnul profesor universitar dr. Grigore Tinică, managerul Institutului de Boli Cardiovasculare George Georgescu din Iași. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit! 20 de ani de chirurgie cardiovasculară și 25 de ani de la înființarea acestui institut. Ce au însemnat pentru profesioniștii de acolo, pentru dumneavoastră și pentru pacienții din întreaga Moldovă și nu numai acești 20 de ani? Dacă luăm, este un sfert de secol în ceea ce privește Institutul de Boli Cardiovasculare, care se numea atunci Centrul de Cardiologie, și 20 de ani de chirurgie cardiovasculară înseamnă foarte mult. Înseamnă, în primul rând, câteva sute de mii de pacienți tratați în Institutul de Boli Cardiovasculare. Aproximativ 30-34 de mii de pacienți anual se tratează în institutul nostru în ultimii ani, iar în chirurgia cardiovasculară am trecut de mult de 10 mii de operații efectuate în Iași. Înseamnă foarte multe vieți salvate, înseamnă foarte mulți pacienți care au putut să vină la Iași în loc să plece în alte colțuri ale țării pentru aceste proceduri. De altă parte, înseamnă că mai avem nevoie de extindere pentru că funcționăm la capacitate maximă și nu toți pacienții pot să ajungă atunci când au nevoie la Institutul de Boli Cardiovasculare pentru că listele de așteptare sunt mari. Sigur, urgențele ajung din toate județele Moldovei, dar operațiile planificate și alte proceduri planificate au nevoie sau pacienții stau pe listă de așteptare. Cum a evoluat chirurgia cardiovasculară ieșan în cei 20 de ani? Cum era acum 20 de ani când ați venit? Acum 20 de ani era zero. Era un etaj practic dezafectat atunci când am ajuns eu. Etajul 5. De fapt, acolo era cardiologia, care ulterior s-a mutat la etajul 4 în locul terapiei intensive. Înainte pusese acolo terapie intensivă și a trebuit să dăm jos absolut totul și să începem din nou. Timp de 2 ani am făcut reparații capitale în institut, deci în clinica de chirurgie cardiovasculară și în anul 2000, la 21 aprilie, am efectuat prima operație aici la Iași. De fapt, au fost 3 operații, erau vineri. Și a doua zi, sâmbătă, am mai făcut încă o operație. Ulterior, pe data de 8 mai, am efectuat și prima operație pe cor deschis la Iași. A fost o perioadă de entuziasm, a fost o perioadă de multă muncă grea, de organizare, dar cu părere de rău, acest ciclu trebuie să-l mai repetăm peste 20 de ani, dat fiind faptul că am avut o distrugere masivă a blocului operator și a ustacului acum un an și mai bine în urmă. Dar cum spuneam, era zero și am ajuns la nivelul celor mai importante clinici de chirurgie cardiovasculară din Europa și America de Nord. Deci, practic, în acești 20 de ani, Iași a făcut un salt enorm. Alte clinici sau alte zone ale lumii au făcut acest salt timp de 80 de ani sau 90 de ani, spre deosebire de ce am făcut noi. Pe lângă prima operație pe cor deschis la Iași, care sunt premierele pe care le-ați adus în chirurgia ieșană? În chirurgia ieșană... Sunteți ieșan, de acum sunteți de-al nostru. Au fost sute de premiere pentru chirurgia ieșană, pentru că nu se făcea acest tip de intervenție chirurgicală. A făcut cândva domnul profesor Chipail cu echipa dânsului intervenții chirurgicale pe cord, dar era o operație pe cord deschis, gen pericardită, gen operații de comisurotomie mitrală, digitală. Au fost făcute în anii 50 aceste intervenții chirurgicale la Iași și erau și atunci premiere pentru Iași și pentru România,
dar operații de chirurgie cardiovasculară moderne le-am efectuat noi. S-au fost premiere. Sigur, au fost și premiere naționale, au fost și premiere internaționale. Pot să remarc faptul că suntem una dintre puținile clinici din Europa de chirurgie cardiovasculară care au făcut și transplantul renal, 65 de transplante renale am făcut la noi. De asemenea, chiar luna trecută am efectuat o intervenție de implantare de valvă transcateter în valva tricuspidă. Deci valvă în valvă tricuspidă. În lume erau raportate la etapa respectivă în jur de 152 de cazuri. În România nu era raportat niciun caz. Și era o femeie foarte, foarte gravă pe care o operasem în 2001, o protezare mitrală, aortică și tricuspidiană. Valva aortică și mitrală erau în condiții foarte bune, erau valve mecanice, iar valva biologică se deteriorase. Ea avea o stare precară, nu putea suporta o intervenție clasică și atunci i s-a făcut această intervenție. Am riscat și noi și dânsa, dar a ieșit foarte bine. S-a finalizat cu bine. Da, și în perioada cât a stat la noi, a scăzut în greutate vreo 25 de kilograme. Deci, și acum poate să aibă o viață absolut, absolut normală. Suntem, din păcate, pe un loc fruntaș în ceea ce privește mortalitatea și morbiditatea din cauza bolilor cardiovasculare. Dar în timp, cum a evoluat speranța de viață a românilor? Am fost fruntaș încă, în general, pe bolile cardiovasculare. Mai suntem prin fruntea listei după Bulgaria, Ungaria, dar în ceea ce privește Uniunea Europeană. Sunt alte țări pe Mapamond care sunt în urma noastră, dar, sau mai bine zis, înaintea noastră în ceea ce privește frecvența bolilor cardiovasculare. În ceea ce privește cardiopatie ischemică, spre exemplu, am reușit să devansăm unele țări, cum ar fi Lituania, cum ar fi Cehia, cum ar fi Bulgaria, Ungaria, în ceea ce privește incidența bolilor cardiovasculare. Adică i-am lăsat pe ei în față. Iar noi am scăzut mortalitatea cauzată de acest tip de patologie. Se datorează în mare măsură evoluției medicinii cardiovasculare în România și anume faptului, în primul rând, că în anul 2010 în România a fost implementat programul de tratament invaziv al infarctului acut de miocard. Și anual, numai în institutul nostru, se tratează în jur de 1000 și ceva de pacienți cu infarct acut de miocard. Ceea ce înseamnă că avem cea mai mare statistică pe un centru din toată România. De asemenea, au fost introduse de-a lungul anilor programul de chirurgie cardiovasculară, atât adulți cât și copii, programul de tratamente transcateter, de implantarea valvelor aortice transcateter, programul de chirurgie endovasculară, EVAR și TEVAR. Au fost introduse în Iași aici programul de electrofiziologie, ablația complexe și ablații simple în ceea ce privește tulburările de ritm. De asemenea, derulăm de mult programul de aritmii și bradiaritmii și programul de prevenție a morții subite. Deci multe, multe programe se dezvoltă aici în Iași și datorită, și nu numai în Iași, dar în toată România, și datorită acestor programe, speranța de viață în România a crescut. Comparativ cu înainte de 90? Comparativ cu înainte de 90, cred că avem o speranță de viață de vreo 12 ani mai mare decât atunci. Ceea ce este un salt enorm. Puține țări au reușit în lume să facă într-un timp atât de scurt, în decurs de 30 de ani, un salt atât de mare în ceea ce privește speranța de viață. Este trist faptul că avem și natalitatea scăzută, dar speranța de viață a crescut. Deci ne naștem mai puțin, dar murim mai puțin sau mai târziu. Aceasta a dus de asemenea și la un nou tip de boli cardiovasculare. Deci persoanele vârstnice au început să ne aducă, ca să spunem așa, sau să se prezinte cu alt tip de boli cardiovasculare, boli degenerative,
mai ales stenoze aortice, care altădată erau mai rare. De altfel, la începutul anilor 90, principala patologie erau tot bolile valvulare, numai că erau bolile valvulare reumatice și mai ales patologia mitrală la persoane tinere, 40-45 de ani. Iar acum o boală valvulară reumatică o întâlnim foarte, foarte rar. Cred că anul trecut am efectuat numai vreo 5-6 operații de acest gen. Foarte rar. Mai mult avem cardiopatie ischemică și bolile valvulare degenerative. Pentru că tot a zis de stenoza aortică. Ce este această stenoza aortică? Care sunt cauzele apariției, factorii de risc? Stenoza aortică este sau stenoza valvulară aortică este o patologie a valvei aortice, care este o supapă între ventriculul stâng și aorta, vasul cel mai important al inimii, care duce sânge la întreg organismul, se ramifică, face diferite ramificații și acolo se produce această stenozare, îngustare. Și asta înseamnă stenoza aortică. Se creează un gradient între ventriculul stâng, deci înăuntru inimii avem o presiune foarte mare, în afara inimii, deci în vas, presiunea este mult mai mică și gradientul ăsta poate ajunge la 150 mm coloane de mercur. Dacă ne gândim că presiunea normală a omului este în jur de 120 de mm coloane de mercur, presiunea sistolică, și noi avem un gradient de 120-150, înseamnă că înăuntru inimii noi avem 240-270-300 de mm coloane de mercur presiunea. Și este foarte, foarte mare. Cu timpul această boală duce la deteriorarea mușchiului cardiac. Deci evoluează în timp, la lung. Exact. Și duce la insuficiență cardiacă. Tratament medicamentos? Tratament chirurgical? Cum tratamentul, putem trata? Tratamentul la un anumit timp sau o anumită perioadă sau stadiu al bolii, tratamentul devine chirurgical. Fără tratament chirurgical nu se poate vindeca încă această boală, deși nu se poate curăța cumva cu medicamente stenoza aortică. Dar dacă stenoza aortică este largă, nu o operăm profilactic. Urmărim pacientul și îi se dă o medicație simptomatică sau pentru a ameliora simptomele, iar când devine sau de când încep să crească gradienții sau orificiul se îngustează în așa măsură că sângele nu mai poate trece în aortă, este indicată intervenția chirurgicală. Intervenția chirurgicală este de câteva feluri. Una clasică, cu stenotomie mediană sau mini-invazivă prin toracotomie dreaptă în spațiu 2 intercostal sau cu mini-sternotomie și intervențională transcateter. Deci acestea sunt două metode importante. Una este pe cord oprit, cea clasică sau mini-invazivă, iar cealaltă metodă este o intervenție pe cord funcționând. Deci cordul funcționează și prin abord transarterial, de obicei femoral, dar se poate face și abord transaortic, transsubclavicular sau transapical. Mai există tentative descrise și abordul transvenos, atunci când celelalte aborduri nu se pot face, prin vena cavă inferioară, se intră, se sparge aorta și se trece în aortă și se fac aceste intervenții chirurgicale. Aici imaginea este de abord transapical. Vedeți, se introduce un dispozitiv cu valva pe el, pe acest dispozitiv, se umflă un balon, valva se montează la locul stabilit și se retrag celelalte dispozitive. Valva funcționează absolut normal. Probabil acum o să vedeți imaginea și în altă proiecție, uitați-o. Deci este o valvă biologică care funcționează normal. Un alt abord este abordul transfemural, care
se practică. O să vreau mai și la imagini mulți, cu acest abord. Aici avem abordul transfemoral, care se introduce ghidul și se aduce dispozitivul prin artera femurală. Aici o teacă se introduce și prin această teacă se introduce dispozitivul cu valva. De asemenea, se plasează în poziția aortică după anumite criterii și se umplă. Probabil aici întâi o să mergem, uneori, mergem cu o dilatare, se introduce, vedeți, ghidul intracardiac, mergem cu un balon și dilatăm valva bolnavă, acolo este o calcificare și avem unde este balon acum, valva debea se mișcă, se balonează, se rupe acest conglomerat de calciu, se scoate acest balon și se introduce dispozitivul respectiv, care este valva, deci un alt balon pe care este montată valva biologică și această valvă se montează la nivelul respectiv. Este o procedură mult mai traumatică decât procedura clasică, dar nu este indicată chiar la toată lumea. Noi facem această procedură din anul 2015, avem program în România. Dar prima tentativă, de fapt concepția a fost a doctorului Anderson în 1993, când a efectuat o descriere a acestei unei valve suturate pe un stent, dar pentru el a fost o mare problemă înlăturarea sau îndepărtarea valvei native și a fost o mare problemă obstrucția ostiilor coronare. Și atunci, din 1993, de-abia în anul 2002, Alain Gribier în Rouen, Franța, a reușit să efectueze prima implantare percutană la om a acestei valve, la un pacient critic, inoperabil cu valva aortică intens calcificată. Rata de succes atunci era în jur de 80-85% la Rouen. Acum rata de succes este peste 95%, 97%. Inclusiv și la noi, cu toate că efectuăm această procedură, după cum spuneam, la pacienți care nu au indicații pentru intervenția chirurgicală clasică. Deci, de ce nu au indicații? Au boli asociate? Pacienții, asta vreau să spun, pacienții vârstnici, pacienții cu speranță, cu speranță de viață mai mică, pacienți care au comorbidități și care au de altfel, trebuie totuși să aibă o șansă de supraviețuire de peste 2 ani. De asemenea, trebuie să fie și o anatomie favorabilă, pentru că nu la toți pacienții se poate, dacă avem ostile coronare anatomic mai aproape de inelul aortic, această procedură este contraindicată, pentru că riscăm să închidem ostile coronare cu valva nativă care nu se desface, nu se scoate, și atunci survine complicație farmacologică din miocard. Noi mai avem un abord transaortic. Este și abordul transaortic pentru o mică incizie de suprasternală, se introduce același tip de dispozitiv și se poziționează valva aortică. Este un procedeu, ca să spunem, un pic mai invaziv decât procedeul transfemoral. Dar poate la fel de invaziv ca și procedeul transapical, unde se face o incizie de 4-5 cm în funcție de cât e de mare persoana sau cât e de mare fie toracică. În schimb, la abordul transfemoral, incizia este numai de 1 cm. Spuneam că nu toată lumea are indicații pentru că durata acestei valve încă nu este foarte mare și atunci persoanele tinere au nevoie de o valvă mecanică care să țină 20-30 de ani, 40 de ani ține.
Această valvă, durata ei de viață este în jur de 10 ani până acum. Se vor face mai valve, se vor perfecționa și probabil... Avem și imagini cu aceste valve. Da, în anii viitori, probabil indicația, mai bine zis, toată lumea va avea indicații de implantare de valvă transcateter, în afară de pacienții care au indicații pentru operație. Vedeți... E un lucru bun sau un lucru rău? Lucrurile se vor schimba, pentru că de acum s-au făcut studii în ceea ce privește pacienții cu risc intermediar. Noi efectuăm această intervenție la pacienții cu risc inacceptabil pentru operație și cu risc foarte mare. Sau pacienții care nu pot fi operați clasic și pacienții care au un risc foarte mare la operația clasică. Dar s-a făcut studii și pentru pacienții cu risc intermediar, iar acum se derulează un trial pentru pacienții cu risc mic, ca să vedem cum iese această intervenție, care sunt rezultatele, mai ales la distanță, rezultatele pe termen lung. Dacă rezultatele pe termen lung vor fi bune, atunci se va trece și la pacienții cu risc mai mic. Bineînțeles, sunt pacienți care au contraindicații pentru această procedură, chiar dacă sunt și mai tineri, chiar dacă sunt și mai în vârstă. Pacienții, spre exemplu, care au un infarct acut de miocard în ultima lună. Deci trebuie să așteptăm. Pacienții care au bicuspidie aortică până acum recent aveau oarecare contraindicație relativă în ceea ce privește implantarea transcatetera valvei. În ultimul timp s-au construit, s-au inventat unele tipuri de valvă care merg și la pacienții cu bicuspidie aortică, cu un risc de regurgitare acceptabil, un pic mai mare decât la cei care nu au bicuspidie aortică. De asemenea, o contraindicație ar fi și leziunile coronariene severe fără revascularizare, adică dacă pacientul mai are și o boală coronariană și are nevoie de bypass ortocoronarian, nu putem să-i punem numai valva și să lăsăm pacientului coronarele nerevascularizate sau cordul nerevascularizat, pentru că în situația asta degeaba a muncit și degeaba s-a chinuit și pacientul, pentru că speranța de viață nu crește. Și atunci trebuie făcute ambele proceduri. Dar care sunt criteriile după care alegeți abordul în această procedură? Deci abordul principal este cel mai frecvent, transfemural. Cel mai frecvent. Dacă artera femurală este mică, mai ales la femei foarte minioane așa, au arterele mai mici. Și dacă sunt mai mici de 6,2 cm în diametru, atunci se trece la un alt abord. Dacă pacientul are arteriopatie obliterantă, spre exemplu, o patologie a arterilor membrilor inferioare, și arterele sunt calcificate, sunt stenozate, sunt îngustate, nu se poate trece prin pe acolo. Riscul de ruptură a arterilor este mare, este contraindicat abordul transfemural. De asemenea, dacă are multe calcificări pe aortă, iar este contraindicat. Dacă a avut în antecedente un bypass aortobifemoral sau o protezare femorală, aortobifemorală sau, și nu are calea de abord, se trece la celelalte căi de abord, la calea aortică sau la calea transapicală sau la calea subclaviculară, să spunem. Dacă arteriile prin care se poate face abordul sunt bolnave, atunci se merge prin abordul transapical. Și abordul transapical se face mai rar. De asemenea, o contraindicație pentru implantarea valvei aortice este o protezare aortică cu valvă mecanică în antecedente. Deci nu poți să pui acolo și o valvă biologică. În schimb, la unii pacienți care au primit în antecedente o valvă biologică, dar suficient de mare, adică peste 25, atunci se poate face și protezarea valvă în valvă. Au contraindicații, de asemenea, pacienții cu alergie la iod, pentru că avem o substanță de contrast și în situația asta nu este contraindicat, omul poate să facă un șoc anafilactic.
sau cei care au anemie severă, sau pacienții care au avut antecedente de hemoragii gastrointestinale în ultimele 3 luni, pentru că după această intervenție pacientul trebuie să ia antiagregante sau anticoagulante, atunci trebuie să tratăm patologia gastrointestinală și, apoi... și după aia trebuie să facem intervenția. De asemenea, pacienții care au avut accidente vasculare cerebrale în ultimele 6 luni, trebuie să este cumva contraindicat această procedură, pentru că atunci când trece dispozitivul prin arcul aortic, el există și risc de ruptură de o placă și accidentul să se agraveze, ca să spunem, sau să se repete. De asemenea, trebuie să primească antiagregare și anticoagulare și un accident vascular cerebral sau o parte a creierului care încă nu s-a vindecat poate să se producă un ramolisment și să se extindă accidentul. Deci, speranța de viață sub 12 luni, de asemenea, este o contraindicație. Dacă avem un pacient, să spunem, cu patologie asociată care nu-i permite să supraviețuiască mai mult de 12 luni, sunt cancerele pulmonare, alte tipuri de patologii maligne, eu știu, bronhopneumonii, stadii avansate ale bolilor, diferitor boli renale și așa mai departe, atunci este contraindicată. De asemenea, pacienții cu anevrisme de aortă. Este prohibitivă această procedură, pentru că trebuie să rezolvăm și anevrismul de aortă și ăsta, proteza și valva ca atare. Câte asemenea intervenții ați realizat până acum din 2015? În 2015 avem peste 100 de intervenții, numai în luna ianuarie am făcut 16 intervenții. Unica limitare pentru a efectua aceste intervenții este finanțarea, pentru că o asemenea intervenție este foarte scumpă, este de aproximativ 4-5 ori mai scumpă decât o intervenție clasică. Și atunci programul de tratamente transcateter este împărțit pentru între diferite centre și în funcție de... Deci este de contat, pacientul nu plătește nimic până în 2015? Nu. Plătea. Da. În 2015 îl costa aproximativ 35-37 de mii de euro. Acum și valvele un pic s-au mai ieftinit, dar pacientul nu plătește. Este o procedură gratuită pentru cei asigurați. Cei neasigurați trebuie să-și plătească această procedură. Dar trebuie o pregătire specială a pacienților pentru această intervenție minim invazivă? Trebuie pregătiți într-un anumit fel? Da. Trebuie să vină cu un set de analize? Da, sigur. Se fac anumite investigații imagistice? În primul rând se pune diagnosticul stenozei valvulare aortice. Se stabilește anatomic ce tip de stenoză este. Adică dacă este bicuspidie sau tricuspidie aortică. Se fac un set de investigații, ecografie. De asemenea, se face neapărat, spre deosebire de ceilalți pacienți, acești pacienți trec și pe la computer tomograf. Să facem un computer tomograf pentru a face măsurătorile mai exacte și pentru a stabili și calea de abord, calea de acces pentru această operație. Cât durează o asemenea intervenție chirurgicală? Este mai scurtă decât o intervenție chirurgicală clasică. Operația propriu-zisă, ați văzut și prin filmulețele de animație schematice. Pare foarte simplu așa când ne uităm la filmulețe. Durează câteva secunde, dar pregătirea și abordul, deschiderea și închiderea, durează. De obicei, 2-3 ore o asemenea operație sau chiar mai puțin, până și în 2 ore. Și spitalizarea, bănuiesc că este mult mai scurtă decât în cazul unei operații clasice. Da, este de 3 ori mai scurtă decât la operația clasică la pacienții. Dar să vă spun că unii pacienți au și o spitalizare și mai lungă, pentru că au foarte, foarte multe comorbidități. Am avut
Chiar luna trecută am avut o pacientă care stătea acasă cu oxigen. Ea nu putea respira singură. Și această pacientă a stat în terapie intensivă un pic mai mult, chiar mai mult decât un caz operat clasic, numai că după operație, după ce și-a revenit, ea n-a mai avut nevoie de oxigen la domiciliu. A devenit autonomă și își caută de viața ei și de treaba ei. Pe de altă parte, dacă nu era acest tip de intervenție, altă operație noi nu puteam să efectuăm pentru că riscurile erau prea mari și nu putea să suporte această operație. Deci, cu această ocazie crește și speranța de viață la pacienți, speranța de viață a românilor. Facem o profilaxie secundară, spunem noi, spre deosebire de profilaxia primară. Primară, de care vreau să vă spuneam la începutul emisiunii. Asta o fac cardiologii și medicii de la medicină de prevenție sau de prevenție și recuperare. Noi facem profilaxia secundară, practic tratăm patologia, îmbunătățim simptomele și speranța de viață a pacienților cu acest tip de intervenții. De altfel, un pacient care are 85, 87, 89 de ani, mai prelungește viața cu 5, cu 10 ani, este important pentru o asemenea persoană. De asemenea, pacienții cărora le trebuie să le facem revascularizare chirurgicală, miocardică, li se prelungește viața de la 8 ani până la 20, 20 ceva, 25 de ani. Chiar am avut un pacient căruia a trebuit să-i facem și implantare de valvă transcateter, pe care l-am operat încă în 1997 la Fundeni, de bypass aortocoronarian. Deci bypass-urile erau permeabile după 20 ceva de ani și mai avea o stenoză de arteră coronară dreaptă, a fost dilatată și s-a introdus și o proteză transcateter. Acestui om i-am prelungit speranța de viață de două ori, o dată cu bypassul aortocoronarian și a doua oară cu protezarea valvulară aortică. În 20 de ani de când funcționează această clinică de chirurgie cardiovasculară, de fapt și Institutul de Boli Cardiovasculare, ați făcut lucruri minunate alături de echipa de medici, de profesioniști. Ați început de la nimic și ce doriți în continuare? Am văzut. Vă gândiți la un transplant de cord? Ne gândim, noi de mult ne gândim la acest lucru. Sperăm că după reparațiile pe care le vom termina anul acesta... O să rog colegii să ne ajute și cu imagini de la bloc operator ce am filmat ieri. Să găsim și spații pentru izolarea pacienților care li se face transplant, pentru că spitalul sau această nouă formație a spitalului, deci aici aveți imagini din nou bloc operator, care încă nu este terminat, mai avem de lucrat la el, dar este făcut condiții moderne la nivelul anului 2020. Celălalt era la nivelul anului 2000 sau sfârșitul anilor 90. 90. Și dacă îl făceam la fel ca atunci, nu primeam niciun aviz pentru funcționare. Deci este important acest lucru. Sigur, și transplantul este pe agenda noastră, de asemenea tratamentele insuficienței cardiace refractare, adică inima artificială, unicile două programe care ne lipsesc în armamentariul nostru. Sigur, avem nevoie de finanțare, avem nevoie de spațiu. Și bineînțeles, să menținem nivelul înalt, nivelul ridicat de performanță al Institutului, atât în ceea ce privește chirurgia cardiovasculară, cât și a cardiologiei. Pentru că nu este ușor să ajungi la un nivel de performanță înalt, dar este destul de greu să te menții acolo, pentru că celelalte centre din lume,
nu vorbim numai de centrele din România, eu vorbesc de centrele din lume și din Japonia și din Statele Unite și din Europa Occidentală, merg înainte, nimeni nu stă pe loc. Toată lumea merge înainte și atunci trebuie să fii tot timpul în dezvoltare, tot timpul să ai mintea deschisă și să aplici noi metode de tratament. În cazul de față vorbim despre bolile cardiovasculare. Acesta este scopul nostru și speranța că vom reuși. În cât timp sperați să dați în funcțiune nou bloc operator? Depinde și de compania de construcții, dar sperăm că anul acesta, chiar în vară, să reușim să trecem în celelalte spații ale blocului operator. Sigur, nu știm ce se va întâmpla cu coronavirusul, pentru că se apropie nori negri asupra țării noastre, asupra Europei chiar. Care este situația în spital? Da. S-a instituit carantină? Da, la noi am instituit carantină încă de săptămâna trecută. De săptămâna asta am înăsprit condițiile așa cum ne-a cerut Ministerul Sănătății și Direcția de Sănătate Publică și măsurile, spun eu, că sunt foarte bune și sper să nu pățim ca Italia, unde populația a neglijat oarecum, a luat-o ușor acest lucru și lucrurile s-au agravat. Deci în România ar trebui pur și simplu să nu facem panică, dar elemente foarte, foarte simple de igienă să respectăm și lucrurile vor merge mai bine, zic eu. Spuneați mai devreme de bypass ortocoronarian. În ce cazuri e indicată această intervenție? Bypass ortocoronarian este o procedură care se efectuează pentru revascularizarea inimii, pentru revascularizarea miocardului. Există mai multe metode de revascularizare. Una din ele este dilatarea percutană și implantarea de stent, iar alta este bypassul ortocoronarian chirurgical. Deci se recoltează grefoane sau bypassuri, grefoane din organismul uman, cum ar fi artera toracică internă sau artera mamară internă, o mare două, și noi le recoltăm pe ambele, de partea stângă și partea dreaptă a sternului, pe dinăuntru sternului, și recoltăm și o arteră sau două artere radiale. Aveam una dintre cele mai mari experiențe în România în ceea ce privește recoltarea arterii radiale sau folosirea arterii radiale, și sau vena safenă. Acestea sunt grefoanele care se recoltează de obicei, se folosesc pentru revascularizarea chirurgicală a miocardului. Există câteva metode de asemenea de revascularizare chirurgicală. Există metoda clasică cu sternotomie și oprire circulatorie, care are cele mai bune rezultate ala long, la distanță. Există metode de revascularizare mini-invazivă, care au cele mai bune rezultate cosmetice, și există metodă de revascularizare hibridă, deci înseamnă combinarea dintre metoda sau combinarea metodei chirurgicale clasice sau minim invazive cu metoda de revascularizare intervențională. Pe una din artere care este mai greu de abordat se pune stent și pe o altă arteră, una sau două, se pune bypass. Vreau să vă spun că în ceea ce privește revascularizarea chirurgicală a miocardului, politica clinicii noastre este să folosim cât mai multe grefoane arteriale, pentru că speranța de viață și patența grafturilor arteriale este mai mare la distanță. Adică s-au făcut studii încă prin anii prin 1998 și s-a demonstrat că patența arterei mamare interne sau pacienții care au avut o arteră mamară internă pe artera descendentă anterioară au avut o speranță de viață puțin mai lungă decât pacienții sau decât persoanele care nu au avut nevoie de revascularizare miocardică.
Deci este un graft, un grefon foarte bun. De asemenea, s-a demonstrat că pacienții care au avut două artere mamare au o speranță de viață mult mai mare decât cei care au numai o singură mamară și restul vene. Pentru că venele sunt de o altă structură și la 8, la 10 ani patența lor este mai mică decât a arterelor. Dar se folosesc toate aceste grefoane. Noi în jur de 70% în cazuri folosim revascularizare totală arterială față de 15% din chirurgii Europei și undeva 5-6-7% în Statele Unite ale Americii. Este una din cele mai frecvente operații cardiace, bypass? În lume, da. Deci în lume este cea mai frecventă intervenție chirurgicală și și în România este una dintre cele mai frecvente intervenții chirurgicale în chirurgie cardiacă. Aproximativ 50 sau peste 50% din operații în lume se fac anume pentru cardiopatia ischemică. Există contraindicații? Eu am o problemă cu contraindicațiile pentru orice intervenție. Există. Pentru orice intervenție există indicații și contraindicații. Nu poți să faci o intervenție chirurgicală unei persoane căreia îi cauzezi o suferință mai mare decât o are. Nu poți să faci intervenție chirurgicală unui pacient pe care nu îl poți intuba sau care nu poate respira după intubație. Există indicații, de asemenea, contraindicații la pacienții care au speranță de viață foarte mică, pacientul cu cancer, pacientul cu BPOC, sunt factori de risc ai intervențiilor chirurgicale și la acești pacienți este bine să adopți o altă procedură de dilatare percutană cu sau fără stentare. De exemplu, nu se recomandă să faci revascularizarea miocardică în infarctul acut de miocard dacă nu are complicații infarctul în sine. Pentru că rezultatele stentării sau dilatarea și stentarea are rezultate mai bune decât intervenția chirurgicală. Atunci când mușchiul cardiac este lovit, nu-l mai pui încă o dată în sarcină ca să mai lovești mai tare. Și atunci, în această perioadă, este bine să faci revascularizarea pentru artera care a comis infarctul și ulterior se ia decizia care dintre proceduri este mai bună pentru pacient. Mai multe proceduri, totuși, și la noi și în lume, se fac de acum percutan. Dar, adică proceduri intervenționale. Dar încă există și indicații pentru bypassul aortocoronarian, pentru că nimeni nu vrea să fie operat, nimeni nu vrea să fie tăiat, ca să spunem așa. Omul vrea, eu știu, poate printr-o magie sau măcar așa, să ia o pastiluță și să se simtă bine. Ar fi ideal, dar cu părere de rău mai trebuie să provoci și suferință ca să poți să ajungi la o viață mai bună și mai lungă. Un pacient pe care l-am intervievat odată spunea că medicul e prelungirea mâinii lui Dumnezeu. Să știți că acum eu sunt un om credincios. Nu sunt habotnic, dar sunt credincios. Și eu consider că Dumnezeu a dat și doctorii ca să vindece pacienții. Noi ne naștem sănătoși. Marea noastră majoritate a lumii, deci toată omenirea, toți oamenii se nasc sănătoși, cu mici excepții care unii pacienți de mici au unele patologii. Cu timpul ne batem joc de organism, ajungem să suferim de diferite boli și Dumnezeu ne dă și medicul care să ne vindece. Era și o poveste că samariteanul era în pustiu și s-a îmbolnăvit și se roagă foarte mult: Doamne, ajută-mă să mă fac bine, să ajung și eu acasă. Și s-a rugat foarte asidu și s-a vindecat. A fost vindecat, a ajuns în orașul lui, a fost fericit cu familia și și-au căutat de treabă. Peste câțiva ani s-a îmbolnăvit
Și iar a început să se roage și s-a rugat o zi, două, trei și nu se vindecă. Și care devine omul supărat și indignat și strigă, Doamne, uite, atunci m-ai vindecat, acum de ce nu mă vindici? Și Dumnezeu îi spune, atunci era în pustiu, nu avea cine să te vindece acum, ești în oraș, du-te la doctor și te va vindeca doctor. Pentru că am creat și doctorul. Deci, oarecum este adevărat. Și omenirea și oamenii și boala și doctorul sunt creația lui Dumnezeu. Dar de ce ați ales medicina și mai ales chirurgia cardiovasculară? Este o specializare foarte grea. Medicina am ales-o pentru că era mare concursul la facultatea de medicină și aveam spiritul de competiție. Și de altfel am vrut să merg la Politehnică, la agronomie, dar acolo era, la timpul respectiv, era competiția mai mică, iar la medicină erau 16 pe un loc și am zis că aici trebuie să vedem. Dacă trec aici, înseamnă că sunt bun. Nu prea aveam eu foarte, la 17 ani, atunci am intrat la facultate de medicină, nu prea aveam o idee mare despre medicina modernă și medicina chiar și de atunci. Ulterior am făcut chirurgie generală și a venit profesorul Pop de Popa la Chișinău, a prezentat o lucrare despre valvele cardiace cu un film color. Eu eram de atunci, trecusem de chirurgie generală, trecusem de chirurgie vasculară și mi-a plăcut așa felul lui de a prezenta și am venit la București, m-am specializat și am făcut și doctorat în revascularizare chirurgicală a miocardului și asta a fost. Nu am o poveste extraordinară despre specialitatea mea, dar îmi place. Trebuie să fie rezultatele muncii povestea dumneavoastră. Meseria asta îmi place și o practic din plăcere. Așa. Anul acesta vă pregătiți și de un congres. Da, având în vedere că avem două evenimente importante a Institutului, adică 20 de ani de chirurgie cardiovasculară și 25 de ani de la înființarea Institutului, am hotărât să facem un congres, fiindcă sunt două date diferite, una este în primăvară, una este în vară. Noi le-am adunat și le-am dus spre toamnă, sperăm până atunci lucrurile să mai liniștească și pe data de 22-27 septembrie programăm un congres împreună cu Societatea Română de Angiologie, împreună cu Societatea Română de Chirurgie Cardiacă Minim Invazivă și cu Societatea East Meets West, să facem aici la Iași un congres internațional. Vrem să invităm pe absolut toți medicii care au trecut pe la noi, în calitate de rezident, de medic mai tânăr, mai în vârstă, unii care au plecat și nu numai medicii, și asistentele care au lucrat cândva în Institutul de Boli Cardiovasculare, care s-au pregătit în Institutul de Boli Cardiovasculare și care lucrează acum în alte zone ale țării sau ale lumii, să pregătim o întâlnire și cu domniile lor, să ne aducem aminte de începutul. Bineînțeles, întâlnirea va fi cu prezentări științifice, atât din partea lor cât și din partea noastră. Noi să ne prezentăm rezultatele. Ei și își vor prezenta rezultatele lor. Avem invitați de vază de pe toate continentele lumii. Ne-au promis că vin. Eu sper că o să fie frumos, ca de obicei. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această seară. Mulțumim pentru viețile salvate de-a lungul activității dumneavoastră. Succes în ceea ce faceți la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași. Mulțumim și telespectatorilor de la Iași. Seară bună și vă așteptăm săptămâna viitoare.